vulturile din Grecia par de nestăvilit. Sunt 154 de focare active acum pe tot teritoriul elen. Doi oameni, un pompier și un voluntar, au murit și alți cel puțin 16 au fost răniți în lupta cu flăcările. Bună seara, sunt Roxana Cioacă și astăzi vă invit să vorbim despre tragedia din Grecia. Cele mai grave situații sunt în nordul Atenei și pe insula Evia, a doua ca mărime din arhipelag și unde s-a dat ordin de evacuare în trei localități. Din una dintre ele, Limni, 500 de oameni au plecat cu feribotul, deoarece toate drumurile din jur sunt blocate de foc. În total, peste 56.000 de hectare au fost pârjolite, adică o suprafață de două ori mai mare decât a Bucureștiului. Despre ce face România pentru a ajuta Grecia, ne spune Anton Antonia, vicepreședintele comunității elene, Elpis Constanța. Bună seara și bine ați venit la Echidistan. Bine v-am găsit. Nu știu, în clipe de astea nu prea ai cum să fii vesel, pentru că pe noi, cel puțin în Constanța, aici ne-au ferit genul ăsta. N-am avut genul ăsta de necazuri. Noi trebuie să ne așteptăm la un tsunami, așa, ca să dăm și noi de pământ puternic. Nu, este groaznic. Știți cum e? Focul și apa, n-ai ce să le faci. Este natura care la un moment dat îi spune cuvântul. Da, este groaznic. Este groaznic că se pierd vieți. Este groaznic că, nu știu, ești nu ai cum să fii pregătit într-o astfel de luptă. Nu ai cum să stai cu pompierii la marginea pădurii și să aștepți să pornească incendiu. E o chestie care vine și se propagă cum avem și noi căldurile astea. Au început și la noi prin țară, am înțeles, e un incendiu, dar nu de amploarea. E ținut sub control. Știți bine că la noi în zonă, mai pe la Vad, după aici, mai ia foc stuful, vegetația, de obicei. Dar suntem feriți. Ați văzut însă atâtea țări, 22, dacă nu mă înșel, au trimis ajutor pentru Grecia. Ajutor pentru lupta cu flăcările. Iar, nu știu dacă ați văzut, toate ziarele din Grecia laudă detașamentele de pompieri români, pentru că au experiență. Știu ce să facă, se descurcă singuri, n-au nevoie de ajutor, n-au nevoie de se coordonează singuri. E altceva. Și ei sunt uimiți de cât de bine stăm în capitolul pregătire a pompierilor. Ok, că sunt huliți la noi uneori, nu știu dacă pe bună dreptate sau nu. Că ajung mai târziu la unele intervenții. Este însă că oamenii ăia, nu știu câți dintre noi, și-ar pune chiar un costum și o butelie și s-ar arunca în flacără să salveze pe cineva. Nu știu câți dintre noi. Dar noi suntem aia care în spatele televizorului deschidem gura așa și comentăm oricând se poate. Ok, greșeli au fost și greșeli vor mai fi. De-aia sunt omenești. În condițiile în care în Grecia este în continuare canicula, a fost și va mai fi o perioadă, pericolul de incendiu rămâne în continuare ridicat. Care este motivul pentru care în anumite zone există acest risc de a se declanșa incendii și cum poate fi ținut sub control? Doamnă, din câte am vorbit cu specialiști ăștia în domeniu, există mai multe chestii de luat în considerare, de la pur și simplu roa dimineții, de la pur și simplu picătura aia de roa, soarele bate pe ea, și cum eram mici și puneam o lupă și aprindeam focul prin pădure și ne distram, aprindeam hârtii și așa mai departe, orice fenomen de genul ăsta poate să ducă la izbucnirea unui foc. Și din momentul în care a luat foc și n-are cine să-l stingă pe moment, vă dați seama, la căldură, la vânt, se propagă de mai nu poți să-l mai oprești. Pădure de conifere, așa cum da, ne relatează pompierii. Cred că nu știu cât contează pădurea. Da, coniferul are și acea sevă mai care arde cu altă flacără, are o altă temperatură de gaj la rândul ei, temperaturi ridicate față de alte specii de copaci. Dar, sincer, e groaznic. E groaznic. Știți bine că și acum 2 ani, 3 ani, când a fost ultimul incendiu, pentru că au fost, sunt și e clar că vor mai fi, este clar că vinovat e tot omul. Este clar că această climă, noi o schimbăm, nu sunt alții, nici pitici, nici marțieni să vină să ne schimbe nouă clima. Ați văzut foarte bine încălzirea asta de care se tot vorbește, o simțim noi pe pielea noastră, și să fim cinstiți.
mie îmi plac summiturile astea în care se strâng toți și vorbesc de încălzirea globală. De încălzirea globală. E un subiect la modă. E un subiect la modă în care trebuie să diminuăm emisiile de carbon, trebuie să nu mai folosim combustibili fosili și așa mai departe. Dar acolo toți merg cu avionul. Ați văzut, nu? Se strâng așa ei cu avionul. Și de câte ori se strâng avionul ăla mai de gaje, ceva. Nu știu, e o chestie cu dus și întors. Foarte multă lume se folosește de asta. Foarte multă lume încă cred că nu este conștientă de ce ne paște, nu știu cât mai apucăm noi, copiii, nepoții și așa mai departe. Dacă mergem în ritmul ăsta, nu cred că vor mai zâmbetul îl vor citi din Dex, pentru că este foarte greu să mai fii cu zâmbetul pe buze în momentul în care ești lovit din toate părțile de fenomene naturale, pentru că la un moment dat și pământul ăsta și, nu știu, se supără pe tine. În toate există o limită. În toate. Gândiți-vă unde a ajuns populația lumii în decurs de câți ani? 20, 30, 40 de ani. Unde a fost milioane de ani și unde a ajuns în ultimii 50 de ani, să spunem, da? La aproape, cât sunt? 8 miliarde. 8 miliarde, nu, e o cifră extraordinară. Și creștem. Și creștem. Procurorii greci anchetează sursa focarelor de incendiu și se vorbește chiar despre focare declanșate intenționat. Dar stați liniștită că și la ultimul, acum niște ani, la fel a fost. Eu nu neg că s-ar putea, dar nu știu ce comentarii aș putea să am la asta. Dacă l-ai prins, ăla n-ar trebui să mai iasă din pușcărie. Nu știu, la un moment dat inventează sau dă drumul și la pedeapsa cu injecția letală, că oameni de genul ăsta, dacă există și sunt, chiar merită. Da, fiecare e cu socola lui. Au și ei undeva acolo, cred, niște spitale unde or mai fi scăpat și ăștia cu căldura, le-a dat drumul să facă economie la aer condiționat și le-a dat drumul pe teren așa și unul din ei s-o fi apucat să pună foc. Da, sunt multe, dar cât de inconștient, dacă este adevărat, cât de inconștient poți să fii tu ca om, nu știu, ca tată, ca suflet, ca orice, să pui foc și să-ți moară vecinii, să-ți moară prietenii, să-ți moară rudele sau să cauzezi ceva mai groaznic decât ți-ai fi putut închipui. Cred că e o inconștiență. La fel ca și la noi, de fapt. Cert este că e până la urmă o luptă inegală a omului cu forțele naturii. Iar localnicii blamează cumva statul grec pentru că nu au intervenit așa cum se așteptau, pentru că nu au avut un plan de prevenție pentru a nu se mai declanșa aceste incendii la care asistăm practic an de an. Poate fi vorba despre așa ceva? Ar fi putut statul grec să facă ceva pentru a stopa aceste incendii? Doamne, prevină cumva? Să fim puțin realiști așa. Statul grec, ca și România, se află în Balcani. Cam tot ce se află în Balcani, așa, când vine iarna, ne prind nepregătiți, când vine focul, ne ia prin surprindere, când deraiază trenul, zice că s-a încălzit șina și uite așa, noi suntem mereu nepregătiți. Cam ăștia sunt și grecii. De aia, popoarele astea două se iubesc așa de mult, că se seamănă enorm. Da? Nu știu, habar n-am care sunt planurile, presupun că planurile Arafatului grecesc, că cam ăsta e corespondentul. Există, nu? Un omolog. Există un omolog acolo, dar este clar că noi suntem mai breji decât ei la capitolul ăsta. Și pentru că acum, nu am avut de-a face cu așa ceva, poate la dimensiunea incendiilor, exact, pe care le-au avut. Hai să, Doamne ferește, exact, să avem noi planșa asta de focare și să ne batem cu pumnul în piept că le-am terminat într-o zi. Nu știu, e puțin mai greu. Însă, cert e un singur lucru, să nu mai trăim nici în trecut și nici să dăm cu zarul ce va fi în viitor. Cert este că astea se întâmplă acum. Tragediile se întâmplă. Indiferent dacă sunt cu bună știință sau fără să știi de ele. În momentul când s-a întâmplat, trebuie să faci totul să încerci să le stopezi. Și atunci mă bucură că pompierii noștri sunt atât de apreciați dintre cei
cele 22 de țări care la ora asta sunt acolo și ajută pentru stingerea incendiilor. Se pare că sunt pe primul loc și ca dotare și tehnică și mai ales stil de lucru, mod de lucru în care știu să stingă un incendiu. Da, știți bine, asta se face numai prin pregătire. Nu ai cum să o faci, să citești după un manual. Iei furtunul, corect, îl conectezi, te duci la rădăcina bradului și uzi acolo. Nu merge. Asta înseamnă că avem o școală foarte, foarte, foarte bună. A cui e meritul? Nu știu. Pentru că oamenii ăștia nu s-au format de ieri până astăzi. S-au format în timp. Dar noi să fim fericiți că îi avem pe ei. Și după câte vedeți, sunt și alții fericiți că se bucură de ei. Exact. Că există. Da. Nu știu. Noi încercăm să facem tot ce este posibil să ajutăm într-un fel. Pe de altă parte, comunitatea Elena Elpis, a cărei președinte sunteți, a declanșat sau a deschis o campanie umanitară. În ce constă? Cât haide să vă spun. Cum putem ajuta? Campania umanitară, de fapt și de drept, ca să nu eu galoane că am început-o eu, a început-o Uniunea Elena din România, din care și comunitatea Elena Elpis face parte. Ați văzut că s-au deschis niște conturi. Acum se lucrează pentru un număr de la scurt, unde să poți să donezi prin numărul scurt. Iar acțiunile în pregătire este să încercăm să strângem sume de bani din care să putem să luăm alimente, în primul rând, neperisabile. Eu vă spun că asta e de 24 de ore. Am început să punem acțiunea în mișcare și fără să, nu știu dacă am voie sau n-am voie să fac reclamlar pe turcește, dar din Constanța, după ce am pus postarea pe Facebook, de la fabrica de pâine Dobrogea, chiar la ora 9 seară, m-a sunat doamna director și m-a întrebat: domnule, eu vreau să dau făină și biscuiți. Ca asta fac, asta am. Pâine, nu poți să te duci cu pâine acolo. Se învechește până când ajunge și nu... Da. Noi am vrut să facem o acțiune chiar săptămâna asta. Să facem un convoi, Constanța, București, Craiova, de unde strângem și să plecăm încolo. Cert este însă că deputatul nostru a vorbit cu primarul din Evia de acolo și a zis: domnule, voi veniți, sunteți bine primiți, chiar avem nevoie de orice se poate. Chestia este că, bun, voi le aduceți și noi unde ce facem cu ele? Că noi le depozităm și vine focul. Noi după aia trebuie să le încărcăm, să fugim cu ele de foc. Mai stați un pic, în următoarele 2-3 săptămâni, cu cea mai mare plăcere, avem nevoie ca de aer, de orice. Pentru că populația, într-adevăr, ard și magazine și de toate. Asta încercăm să facem, nimic altceva. De fapt, ce facem noi de obicei? Că facem în județul Constanța, că facem în Brașov, că facem în București, acțiuni umanitare, le tot facem. Și avem lângă noi niște oameni chiar cu suflet. Niște... Pot dona oameni din toată țara, din orice oraș sau doar din Constanța? Chiar și de la sate, să știți. De oriunde, de oriunde, de oriunde. Pentru că, știu, solidaritatea asta, care efectiv în România, să știți că lipsește la un moment dat. De fapt, nu cred că lipsește numai în România, cred că lipsește la nivel global. Când auziți de o acțiune de solidaritate, la un moment dat, de asta rea, mare de tot, acolo undeva e un interes, să știți. Când auziți de acțiuni de astea venite din inimă, din suflet și care nu depășesc anumite, limite. Să știți că alea sunt făcute pe bune. Cu o amploare destul de... Nu știu cum să vă spun. De-aia și noi, cel puțin noi pe Constanța, la câte facem an de an, două acțiuni mari, putem să le spunem, la primele două, să zic, ok, lumea a fost mai reticentă. În momentul în care lumea s-a lămurit că la noi este... A venit un leu, iar leul ăla se face public ce s-a făcut cu el, unde, ce, cum, familie, semnătură. Au început să vină lângă noi niște firme. Oamenii au prins încredere. Exact. Trebuie să prinzi încredere, pentru că aici ne lipsește nouă încrederea. Sistemul ăsta în care
Să nu mai fim om cu om, să fim unul, să fim toți ca unul, să ne ajutăm între noi. Să nu stau să mai leg butelia cu lanțul că mi-o fură vecinul, să nu stau să mai înalț un gard de 5 metri. Cam la asta, dacă am putea să ajungem, ar fi, nu știu, din punctul meu de vedere, am fi extraordinar de fericiți. Sunt alături de dumneavoastră agenții economici din Constanța, fără a le menționa neapărat numele, aș vrea să știu dacă au sărit în ajutorul dumneavoastră. Nu, până acum, doar doamna, am de înțeles. Ce să mint, dar sunt sigur că o să vină aproape. Sunt mulți agenți economici care nu produc alimente și mai ales neperisabile. Pentru că nu pot să mă duc acolo cu salam cremvușt și... chiar dacă îmi place mie parizerul într-o pâine fierbinte așa, n-ai cum că se strică. Deci, sunt oameni care vor dona sume de bani din care vom cumpăra tot ce este nevoie. De fapt, și de drept, tot ce este nevoie în materie de alimente. S-ar putea să fie și multe altele, nu știu, pături, ceea ce... V-au menționat dar, ce nevoi, ce alte nevoi mai au cei de acolo asta, afectați? Primarul de acolo sau primarii de acolo. Să știți că și ambasada noastră și consulatul din Grecia lucrează extraordinar de mult și oamenii ăia chiar n-au somn, pentru că preiau tot fluxul de informații, încearcă să ajute, încearcă să facă tot și oamenii o să ne dea o listă de ce au nevoie. Asta nu înseamnă că e o listă de aia interminabilă, te duci la magazin și începi și ei din ea. Nu. Din lista aia și noi avem anumite putem sau nu putem. Că... Ce nu pot unii, pot alții? Exact. Pentru că cred că toată lumea a sărit în ajutor, nu numai România. Cred că toată lumea. Și au fost niște gesturi și vor fi niște gesturi extraordinare ale unor oameni mari care au ajutat și în România chiar. Că știți bine, și în România la vremuri de restriște și probleme, că avem și noi inundații destule, avem și noi foarte multe. Sunt oameni săritori, oameni cu suflet și nu neapărat dăștea când le cade portofelul să fie cu tremur în România, dăștea mari așa. Nu știu, și omul ăla de rând își descarcă inima donând un leu. Chiar un și sume modice sau lucruri nu contează, care nu au neapărat nu o valoare orice. Extraordinară, exact. Până la urmă faptul că vine ajutor unor oameni care se luptă cu forțele naturii. Eu vă spun că la ultimul incendiu care a fost în Grecia acum 2-3 ani, a venit lumea din Constanța și a început să aducă haine, maine. Din păcate trebuie să-i refuz. Pentru că, doamnă, cum să vă spun eu, acolo era vorba de arsuri, acolo era vorba de multe altele. Nu pot să iau o haină de la cineva, să-i o dau lui ăla și să o pună pe piele, neștiind despre haina respectivă. Și nu stăteam acum să o mai dezinfectăm, să o călcăm și să o facem la. Oamenii au venit cu sufletul deschis să doneze, da? Atunci am păstrat numai chestiile medicale, da? Alifide, arsuri, feșe, meșe, antibiotice, de toate și alimentele. Pe care, la fel, s-a făcut un convoi împreună cu Crucea Roșie. Sunt sigur că și anul ăsta o să se lucreze tot cu Crucea Roșie, pentru că la un moment dat au o deschidere, au și ei o rețea, să spun, în care pot să ajute, pentru că nu numai asta, gândiți-vă, noi strângem și ieșim din țară cu niște acte, că nu te duci ca turist acolo. Corect. Da? Noi trebuie să avem grijă ca tot ce ducem să fie însoțit de certificate, conformitate, că nu poți să te duci să îmbolnăvești pe oamenii aia și trebuie să le prezinți și în vamă. Gândiți-vă că e vama română, e vama bulgară de două ori, e vama greacă, nu poți să te duci așa cu traista în vânt, am adus și o conservă de fasole cu carne. Că mie îmi place fac conserva de fasole cu carne, vă spun sincer. Da, cam asta încercăm pe toate căile și cum putem noi cel mai bine să ajutăm. Nimic altceva, să ajutăm. Nevoie, am înțeles. Pentru că la un moment dat, nu știu, ajutând pe cineva, parcă simți pe tine, și tu așa, exact. Parcă, nu știu, ai un alt fel de simțământ în care ești,
nu știu, plutești așa. Da, nu e rău să ajuți. Am înțeles. Suntem pe final, nu mai avem foarte mult timp și aș vrea să-mi dați câteva detalii despre ce mai face comunitatea Elena în Constanța și ce acțiuni și în România și ce acțiuni mai aveți în vedere până la sfârșitul anului, pentru că iată, am trecut de jumătatea anului. Doamne, eu vă spun că, de exemplu, ne-au căzut o groază de acțiuni. În primul rând, festivalul elenismului, pe care anul ăsta trebuia să-l ținem la poalele Muntelui Olimp, de fapt ca și anul trecut. Și în afară de pandemia arhi și binecunoscută, a intervenit și focul. Deci l-am băgat pe foc, o să-l facem, cred, în România. S-ar putea în București, pentru că e în centru și putem să strângem tot ce este în țară, să vină în București să facem un spectacol într-adevăr grandios. Uniunea are, a scos o groază de cărți, ați văzut, am dat drumul la biblioteca virtuală unde puteți citi tot ce are Uniunea Elena din România ca carte. La Constanța am participat într-un weekend și au dansat copiii pe Bulevardul Tomis. Vor fi mai multe acțiuni, să vedem cum. Are loc conferința pe 12, poimine. Începe conferința de securitate la Marea Neagră, la unde vom participa. Vom avea în septembrie la Teatrul de Păpuși 3 zile de un mini-festival cu mai multe etnii, unde vom încerca să îi mai punem pe ăștia mici să își intre în mână, că e greu, sincer. Vrem să sperăm că Eco, Delta, Alfa, Tango, Charlie, tulpinile astea în toate denumirile pământului, sperăm că nu se vor mai opri un cale, pic, exact. Și ne vor da cum să zic, șansa să putem să evoluăm, pentru că ăștia mici, vă spun, sunt ca pe arcuri. Știm. Cei mici sunt ca pe arcuri. Știm. Da, facem ce putem, cum putem. Încercăm, am depus și un proiect în Grecia, de exemplu, să știți. Un proiect în Grecia, pentru că lângă Atena e un oraș superb, antic, de demult, care va fi capitală europeană în 2023. Și am depus acolo un proiect, împreună cu o asociație din Constanța, cei care fac și Sunset Symphony și așa mai departe. Da, da, da. Împreună cu un ONG din Atena, Romano, deci ONG Romano-Grec de acolo, niște oameni extraordinari, împreună și cu Consiliul Județean, pentru că vorbim de teatru și vorbim de a pune în scenă și în operă și în de toate din istoria. Știți bine, Lâna de Aur prin România, Argonauții, asta încercăm. Dar să vedem dacă câștigăm proiectul. Și sunt mai multe. Sunt acolo, pe țeavă. Important e, bine că e sunt. Ce iese, da. Suntem pe final, vă mulțumesc pentru prezentă, vă doresc mult succes în punerea în aplicare a acestor proiecte pe care le aveți pe hârtie deocamdată. Doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru atenție. Alături de noi a fost președintele Comunității Elene, Anton Antoniadis. Vă aștept și mâine cu alte subiecte interesante. Până atunci, o seară frumoasă să aveți. La revedere!